revistă de presă, ne aflăm în Parcul Mitropoliei din municipiul Târgoviște, locul în care, pe data de 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, vor avea loc foarte, foarte multe evenimente. De altfel, nu numai în Parcul Mitropoliei, ci și în Piața Mihai Viteazu, de asemenea la Complexul Turistic de Natație, la Grădina Zoo și așa mai departe, va fi un program deosebit. Voi prezenta acum câteva repere ale zilei de 1 iunie, pornind de la faptul că pentru prima dată vom închide Bulevardul Libertății parțial, astfel încât să poată fi realizate desene pe asfalt, să se joace șotron, fotbal și așa mai departe. Deci va fi o atmosferă foarte, foarte frumoasă. De asemenea, va fi și aerobic, de fapt gimnastică aerobică, aici în Parcul Mitropoliei. Vom avea clown, vom avea păpuși gigant, vom avea spectacole de teatru, vom avea dans, spectacole făcute de copii în principal și pentru copii. De asemenea, la Complexul Turistic de Natație vom avea competiție de înot, care este deja tradițională, Cupa 1 iunie. De asemenea, competiție de fotbal, competiție pentru biciclete și așa mai departe. Iar la Grădina Zoo va fi de asemenea foarte, foarte interesant pentru copii. Accesul va fi gratuit, va fi un traseu predefinit și veți vedea că toate aceste lucruri vor contribui la bucuria celor mici, pentru că ne dorim că această zi de 1 iunie să fie una cu totul și cu totul deosebită. Sper să ne ajute și vremea. Iar seara, de la ora 18, cu plecare din fața primăriei, avem parada copilului de 1 iunie. O paradă de asemenea cu tunuri de confeti, cu muzică. Și dorim să participe cât mai mulți copii. Chiar dacă e situația asta legată de unitățile de învățământ și așa mai departe, dar poate tocmai de aceea, haide să dăm un semnal foarte, foarte frumos și să participe cât mai mulți copii. Parada de anul trecut a fost foarte, foarte frumoasă. Vă garantez că anul acesta va fi și mai frumoasă, cu condiția să participăm cât mai mult. Le mulțumesc tuturor celor care și-au anunțat participarea. Copiilor, elevilor de la unitățile de învățământ, elevilor de la școlile de dans, copiilor de la școlile de dans, de la formațiile și așa mai departe, deci cluburile sportive, toți cei care și-au anunțat participarea la această paradă, lista rămâne deschisă. Parada va fi pe traseul Primăria Municipiului Târgoviște, Grigore Alexandrescu, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Calea Domnească Stadion, iar la stadion, pe pista de atletici, pe zona din fața tribunei numărul 2, acum va fi un spectacol susținut de copii. Da? Vom prezenta pe larg programul, așteptăm, repet, încă așteptăm înscrierea copiilor pentru paradă și pentru evenimentele artistice, pentru că întreaga zi la Complexul de Natație debutează evenimente la ora 9, aici, pe Bulevardul Libertății, de la ora 10:30, vom avea foarte, foarte multe activități. De asemenea, avem la Cinematograful Independența film. Primul va fi de la ora 11, cred că e Regele Leu. Da? Așa că toate, să spunem, compartimentele administrației publice locale vin să înfrumuseteze această zi pentru copii, da, dar și pentru părinți. Probabil și părinții vor găsi interesante aceste activități. Ziua de 1 iunie, organizată în contextul mai larg al zilelor județului Dâmbovița, și acolo un program absolut deosebit. Venim și noi cu un set de activități complementare de natură să facă din această perioadă, începutul lunii iunie, o perioadă foarte, foarte frumoasă. Va fi ceva deosebit și pe profesorii așteptăm, bineînțeles, că... Am zis că ești la proteste. Să știți, Complexul Turistic de Natație, Cinematograful Independența, Grădina Zoologică și tot traseul paradei, care va debuta la ora 18, da? Tot traseul paradei de la Primăria Municipiului Târgoviște până la stadionul Eugen Popescu,
va fi o cântare pentru toată lumea, sunt contest.